Stimați colegi, și bine ne-am găsit la prima ședință din acest an. Să dea Dumnezeu să avem un an cu sănătate și cu realizări. Mai sunt colegi de venit sau putem să începem? Haideți atunci, vă rog să mai stăm 2 minute. Uite că a venit doamna Hărțescu. Mai urmărim noi. Știți ceva de domnul Melinte? Domnul Șova? Haideți să începem că o să se alăture pe parcurs, da? Ia uite, domnul Melinte. Bun, haideți să începem atunci. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 132 din 25 ianuarie 2024 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți? 33, da? Prin urmare, ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă, așa cum v-am obișnuit, directorii șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în 25 ianuarie 2024. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 78 din 2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia. Vă rog să mă scuzați o secundă. După o răceală zdravă, nu mai greu cu vocea. 3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar special din județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului de suprafață de 46,4 metri pătrați din zona DG119, situat pe strada Soarelui numărul 126, în satul Șomușca, comuna Cleja, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea secei Delgaz Gridesa. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii Guvernului numărul 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2024. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și tarifelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2024. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 292 din 29 noiembrie 2023, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 81.982.000 lei. Proiect 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unitare în lei pe kilometru, aferentă sumei forfetare lunare și a sumei forfetare pe zi, de care beneficiază pentru perioada rămasă din anul școlar 2023-2024 elevii din județul Bacău, care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drumuri. Punte auto și pietonală peste râuta Zlău, sat Mateieș, comuna Sândulen, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare asupra unui teren în suprafață de 131,40 metri pătrați, înscris în cartea funciară numărul 60177 Orbeni, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, unitatea teritorială 325, către județul Bacău,
în vederea implementării proiectului creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene 119D, drumul național 2 Valea Seacă Cucova Orben Drăgușani, Parava, intersecție cu drumul județean 206B, județul Bacău, în cadrul programului regional Nord-Est 2021-2027. 11. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață de 96 de metri pătrați din zona drumului județean 115, situată în comuna Mănăstirea Cașeni din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău, în favoarea comunei Mănăstirea Cașeni. 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1, 2 și 3 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119 din 2022 privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Da, avem și votul în urmă, o să le așteptăm. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate. 34 de voturi, mai exact. În conformitate cu prevederile articolului 135 aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 278/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău cu modificările ulterioare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT. Pentru proiectul de la punctul 1, urgența este motivată de faptul că Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, prin adresa numărul 2632 din 25 ianuarie 2024, ne-a solicitat modificarea statului de funcții ca urmare a promovării în luna ianuarie a unui salariat a examenului de promovare în grad profesional. Astfel, conform prevederilor articolului 97 aliniatul 1 din hotărârea de guvern numărul 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoarei, celei în care a avut loc promovarea. Pentru proiectul de la punctul 2, urgența este motivată de termenul de depunere a cererii de finanțare, respectiv 31 ianuarie 2024. Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentare. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă. Așteptăm și votul din online. Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară a fost adoptată. La punctul 1 de pe ordinea de zi dau cuvântul doamnei secretar general Elena Cătălina Zara. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Conform codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, extraordinară, convocată de îndată din 25 ianuarie 2024. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Doamna secretar general, vă rog. Mulțumesc. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective,
anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Ulterior anunțării, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Dacă sunt situații de incompatibilitate, vă rog. Domnul vicepreședinte, vă rog. Încă o dată. Nu voi participa la vot la punctul 8 de pe ordine de zi. Am cons... Domnul Droiman, punctul 3 și punctul 8. Mai sunt alte situații? Domnul Pravăț. Nu particip la punctul 2. Ionuț Andrieș. Punctul 2. Nu mai sunt situații de incompatibilitate, da? Mulțumesc. La punctul 2 din ordinea de zi prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 78 din 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Abțineri? Foarte bine, să se consemneze. Două abțineri, proiectul a fost votat cu majoritate. Din online am primit rezultatul? Domnul Fotache? Haideți să mai stăm un pic ca să... Așa cum am spus, proiectul a fost adoptat cu majoritate. La punctul 3 din ordinea de zi prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar special din județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 4 din ordinea de zi prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 46,40 metri pătrați din zona drumului județean 119, situat pe strada Soarelui numărul 126 din satul Somușca, comuna Cleja, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgaz Gridesa. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Sănătate. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate. Punctul 5 din ordinea de zi prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate, conform hotărârii Guvernului numărul 884 pe 2004, cu modificările și completările ulterioare valabile în anul 2024. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 6 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind indexarea taxelor și tarifelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2024. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 7 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 292 din 29 noiembrie 2023, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 81.982.000 lei. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?
Proiectul a fost adoptat cu unanimitate. Trecem la punctul 8. Prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii unitare în lei pe kilometru, aferentă sumei forfetare lunare și a sumei forfetare pe zi, de care beneficiază pentru perioada rămasă din anul școlar 2023-2024 elevii din județul Bacău, care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat cu unanimitate. La punctul 9 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drumuri, punte auto și pietonală peste râuta Zlău, sat Mateieș, comuna Sândulen, județul Bacău. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 10 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare asupra unui teren în suprafață de 131,40 metri pătrați, înscris în cartea funciară numărul 60177 Orbeni, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, unitatea teritorială 325, către județul Bacău, în vederea implementării proiectului Creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene 119D, drumul național 2 Valea Seacă, Cucova, Orben, Drăgușani, Parava, intersecție cu drumul județean 206B, județul Bacău, în cadrul programului regional Nord-Est 2021-2027. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 11 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață de 96 de metri pătrați, situat în zona drumului județean 115, situat în comuna Mănăstirea Cașin din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău, în favoarea comunei Mănăstirea Cașin. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 12 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor 1, 2 și 3 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119 din 2022, privind aprobarea organigramului, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău, cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 13 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 278/2019, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate. La punctul 14 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Mulțumesc, și acest proiect a fost adoptat cu unanimitate. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința și vă doresc tot binele din lume.
Ariel.